Și bun venit la alt video de pe canalul meu de YouTube. Astăzi este într-un final ziua în care o să vă arăt a doua parte de la vlogul din ziua mea, care a durat foarte mult să fie editat și prinții tocmai ce a venit cu mine aici. În fine, a plecat, suntem ok, nu este niciun miț care să ne deranjeze înapoi la video. Și după cum am zis, acest video a durat foarte mult să fie editat, dar când filmam, am uitat să filmez un intro. Deci, acesta este intro-ul, iar acum o să trec direct la momentul când eu cu Ali o să desfacem cadourile pe care le-am primit. Deci, da, haideți să trecem în video. Deci, primul cadou e ăsta pentru Anesia de la Anto și Jimmy, la mulți ani. Asta este de la gen mătușa și unchiul meu din partea mamei. Ok, deci ea mi-a dat 200 de lei. O să vă 300. 200. Eu am văzut încă unul. Alună vede dublu. Da, oricum, număr toți banii la sfârșit, deci da, mulțumesc lor. Asta este de la Bihoi Maia Sara. Este gen de la această fată, imagine. Ați văzut-o prin filmări. Dacă v-ați uitat la vlogul de Halloween, o știți. Și pe ea, și pe Bea, și pe Selena. Ok, avem 100, 200 și 300. Da, wow. N-am văzut dublu. Oh my gosh, ăsta e de la Victoria's Secret. Oh, complet. Ăsta îl poți folosi. E, nu-mi place, mă. E 100, 250. Wow, toată lumea m-a dat bani. Tu curioasă ce altceva în afară de bani am primit? Avem ce să ne jucăm. Asta este de la Tudor, știu asta, pentru că l-am văzut că mi-a dat. O să încep cu plicul, pentru că asta e cea mai... Da, e de la Tudor. Și asta e cea mai boring part, doar primind bani. Pentru mine nu e, dar pentru voi probabil că este. La mine nu ai primit bani. Cum îndrăznești? De fapt, nu. Mai mult. Trigger. Ok, am primit un joc pe care o să jucăm. IQ Puzzle Pro. Nu știu ce ai IQ. IQ. Ok, următorul alună. Dacă nu știți, alună îmi alege cadourile, deci da. Asta de la cine? De la B? Nu știu de la cine. Cred că e de la B. Doar o să vedem. Hai să vedem prima. I see soft. E catifia. Îmi plac foarte mult hainele. Da, chiar este foarte moale. E catifia. Da. Este un crop top. Ok. Ce port de obicei? Sunt crop topuri. Mulțumesc că mi-a dat asta. Nu scrie pe plasă, dar îmi place. Da. Mai este o haină. Oh, Jesus. E cu tot cu pantalon. Ce vrei tu acum? Văd modele și modelele. Modelele mă înspăimântează și chestia asta nu... Bă, o bădăriță. Avem o foaie, mulțumesc pentru foaie. Mulțumesc. Avem niște pantaloni. Oh my gosh. Și așa cred că au foaie în ei, dar... Da, au. Să fiu sincer, nu știu dacă să-i port. Pentru că nu e prea stilul meu. Dar hai să vedem asta. Și asta are o plasă. Deci, ăsta este crop top. Deci, normal că o să-l port. Aba, nu, este crop top. Te o rochie, de fapt, i-au pus un crop top. Scrie LOL. Ok, deci... Măcar e cuvântul pe care îl folosești. Îi mulțumesc că mi-a dat chestia asta, doar că gen... Nu știu dacă o să-l port. Cel mai mult îmi place asta, clar. Asta nu este de la aceeași persoană.
Este de la familia Lang. De la vecinii noștri, Gabi și cu Renate. O ador deja. Ok, și haideți să încerc să citesc scrisul de adult pe care eu nu-l înțeleg. Te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate, noroc, prieteni adevărați, multe cadouri și surprize plăcute. Fie ca toate dorințele și visurile tale să devină realitate. Mergi ferm prin viață, atinge scopurile și bucură-te de fiecare clipă. La mulți ani, Renate, Gabi și Andreea. Mulțumesc foarte mult. Sper să chiar să și fac chestia asta în viitor. Sper să se întâmple așa. Deci, da, mulțumesc, mai ales pentru pisică. Și avem încă un plic. Multe plicuri astăzi. Da. Din nou e pisică, deci normal că îmi place. Ok, încă 100 de lei. Și-a desenat niște pisici pe dinăuntru pentru mine. Este Prinții și Fluffy, ce am două pisici. Una e portocaliu și una este gri, deci da, cred că ele sunt. Și a scris aici Prinții, deci da. Deci, dragă Nesia, îți urez sănătate, fericire, bucurie, prosperitate, să ai parte de multe cadouri și tot ce este mai bun în viață. La mulți ani! Cu drag, prietenele tale, Serena și Beatrice! Să nu spui că asta am scris, Beatrice. S-ar putea, scrie foarte urât. Exposed! Dar, da, mulțumesc, îmi place mult, știu că astea sunt desenate de Selena, deci da. Mai avem acest lucrușor mic, este gen un lucru făcut tot de Selena. Este un mic pătuț cu o pisicuță făcută de ea din plastelină și, și normal ar trebui să fie Fluffy aici, unul dintre pisoii mei. Deci da, asta e ultima parte și este foarte drăguț. Mi-a zis să am grijă de ea, deci. Da, mulțumesc mult. Și pregătește de flori. De tablouri. Știu că sunt ori de la mami, ori de la bunici. Că gen, poftim, este una sau alta. Dacă nu știți, Alia a zis că sunt tablouri și plante. Eu știu că ei știu că eu sunt obsedată de plante. Și dacă o să-mi vedeți camera, o să știți asta. Doar că încă nu o să o vedeți, pentru că asta va fi un video mai târziu, când o să fie gata. Dar oricum, văd plante. Oh my god. Look at it! Flowers and garden. Asta probabil o să vină în camera mea. Pentru că da, probabil o să vină pe ușă sau undeva. Dar da, îi mulțumesc lui mami și tati sau lui mimi de tablou. Fluffy, a venit pisoiul meu aici. Ok, deci am un cadou. Asta este cel mai bun cadou din ziua de azi. Pot să zic deja. Nu există cadou mai bun decât ăsta. Vezi că mai... Cred că este mătănelul meu. Îl cheamă Fluffy, dacă nu știați. Asta e mama lui Fluffy. Știu că nu pare, dar gen... No. E iubirea mea. Uite iubirea lui mama. Asta e prințesa. Și o iubesc foarte mult și pe ea. Doar că acum nu prea vrea să stea în brațe. Deci da, o să o las. Și mai este un pic. Și mai am 200 de lei. Cred că o să am mulți bani la sfârșitul acestei idei. Ok, asta e de la Alexia. Știu asta, pentru un motiv. Începe cu plicul, pentru că e cea mai basic thing. A lipit-o. Sunt foarte bucuroasă că ai lipit-o, Alexia. Pentru că acum va trebui să fac asta. Oh my gosh. Asta este cu un urs. 200 de lei aici. Mulțumesc frumos și spune multă sănătate, fericire și tot ce îți dorești. Cu drag, Alexia. Ok. Următoare sunt niște ciocolăți. O cutie gigantă cu ciocolăți. Și dai să vezi. Chestia asta e... Oh my gosh. Te ador, Alexia. Mai am nevoie să zic ceva despre acest cadou? Nu cred. Ok, asta este de la mami. Și văd o pernă. Da, mă gândeam. Tu, ce petiți și mami, mami știe că eu, când mă uit pe AliExpress, de acolo încă am multe chestii, și gen văd chestii de astea cu plușii, pușii, și gen... Mereu zic că gen sunt cute și vreau și eu, dacă mereu să-mi scumpe. Dar mi-a luat unul și așa de cute, așa de cute. By the way, este ora 000. Știu ce e asta. Ce?
Ok, so, just saying. Eram pe AliExpress și mă uitam la chestii și gen am văzut chestiile astea și practic sunt niște chestii. Era un glob și mai multe chestii. Asta este un glob. De alea cu gen pământul, care are o chestie, uite așa, și îl ține și plutește, pentru că are gen niște magneți și gen plutește în aer. N-are nimica care să îl țină. Și eu mereu gen vedeam chestia asta și era gen arată așa de fain, este gen magical. Și gen magnet. Hai să spui în cameră. Asta este globul și îl pui în chestiunea asta și pur și simplu plutește aici. It's so shiny. Oh my god. Unde suntem noi? Suntem în... Nu știu unde suntem. Este mici. Ok, nu știu unde este Europa. Acum, înainte să începem, bucurați-vă de cele câteva încercări de a porni videoul, fără ca Ali să râdă. Ok, deci... Ali! Ok, deci... ați văzut globul. Ok, deci... ați văzut ce mi-au luat părinții și ați văzut globul. Este gen... Wow! Like, I love it. Like, I love it. It's so cute. Și o să-mi vină și unul alb. Gen, vă arăt așa de frumos în camera mea cu toate LED light-urile. Și pe acolo. Urmează cadoul lui Ali. Și îmi place plasa. Cafe plină. Ți-am spus că e de Crăciun, de-aia n-am găsit atât. O să iau ce-mi pică la mână. Mi-a picat o minge. Ce e mingea? Oh, it's a bath bomb. I never got one of these in my bath. E zis mai bine să nu te faci acum. Doar bagi în apă. Nu se miroase foarte fain. You see? Ok, next thing I will choose. Oh, what's this? It's like a... No, it's not. It's a lip oil. Do you see it? I think kind of. It does like make my lips look shiny. I'm thinking something for... Oh, that's cute. Like it's like... It's with flowers in it. Yeah, miroase. Yeah, miroase. It's... Like kind of? Thanks. It does look aesthetic. Oh, okay. Okay, so like it says blush right here. You can't see it because... Și ce? N-ar trebui să mai vorbesc în englez? Pe nu! Am uitat... Ok, deci dacă am vorbit în engleză și până acum o să-mi pun asta cu globul în camera mea. Și ăsta este un blush gen să îți dai pe obraz. Blush-ul meu, nu știu dacă ăsta face asta, dar pentru ca să fac obrajii să chiar arate roz, trebuie să dau cu o milion de straturi. Știu, și la mine mi se întâmplă la fel, cu toate încă am pielea. Ok, so next. Ok. Oh, it's so soft. What?
română. Au! E foarte mare. Am crezut că este pentru gen Blaj, dar gen... Dar este și pentru Blaj, dar este și pentru fondul de ten. Pentru fondul de ten? Chestii de asta? Păi da, poți să-ți faci gen... Eu făceam cu Mandela, gen, Blajul cu bunica, da, nu neapărat. Bunica mea poate să cu Blajul. Eu cred, o să folosesc asta pentru o pudră pe care mi-am luat-o puțin mai de mult, care gen este tot ca și un fel de fond de ten, doar că este mai deschisă la culoare, pentru că dacă nu știți, fondul meu de ten pe care l-am luat este prea închis pentru pielea mea. Și atunci îmi trebuie altă pudră ca să mi-l deschid puțin. Nu știu dacă s-a văzut când m-am machiat prima oară, dar m-a făcut gen mult mai bronzată la față. Ceea ce nu îmi place atât de mult, pentru că îmi place mai mult să fiu deschisă la culoare, dar nu. Asta e vina mea, pentru că am ales. Next, I wanna pick the last. Oh, ok. Maica mea l-a luat doar pentru că cei care are un mustez de pisică. Auzi, le das? Pot să întreb. Unde sunt mustății? Le-a scris! Da. L-au luat cât eu am văzut la școală! O să folosesc asta pentru că cele mai multe din scripticile mele nu sunt pigmentate destul pentru mine. Dar oricum... Ce-i asta? Bă! Este... este de la de buze! Este pigmentat! Nu mă aștept! Da, este. Okay. Like, it's so pigmented. Așa dacă camera o să o vadă așa de pigmentată, dacă e foarte pigmentată. I have the big box. What is it? Sunt gen de alea cu cocor. Deci, arată exact ca la fare, nu? Like, au altă fare, deci. Da, asta a fost și cadoul de la Luna. Mulțumesc, Luna. Ok, astea au fost toate cadourile gen pe care le-am primit azi. Da, după chestia asta nu am mai filmat, dar ne-am jucat câteva jocuri, după aceea ne-am uitat la un film, Ali a adormit în timpul filmului, ceea ce nu apreciez, Ali, dacă te uiți, nu apreciez ce ai făcut, dar în fine, ne-am pus, am dormit, am stat cam până pe la 3 dimineața, nu am stat foarte mult pentru că lui Ali s-a făcut somn, după cum v-am zis, dar da, dimineața ne-am jucat un alt joc, după cum puteți vedea, un joc cu cuvinte. Aici suntem noi în pijamale, de-abia ne trezisem și ne-am jucat gen un joc cu litere, cu cuvinte. Ne-am jucat cu un profesor la școală și am vrut să ne jucăm și aici pentru că l-aveam acasă și nu mai țin minte cine a câștigat, dar țin minte că ni s-a ruinat jocul, că am trebuit să mergem să mâncăm și toate ele erau căzute când ne-am întors, probabil e din cauza miților. După am mâncat și toate cele și după aceea am ales să facem un alt joc. Este gen un joc în care o persoană trebuie să spună începutul unei povești inventate. De obicei spun a fost odată o pisică, cealaltă persoană trebuie să continue povestea și ea poate să zică pe pisică o chema Fluffy, cum îl cheamă pe motanul meu, dar în fine. Și tot așa, fiecare continuă povestea și vedem unde se ajunge. O să facem o rundă în care eu o filmez pe Ali când spunem povestea, apoi Ali mă filmează pe mine când spunem povestea, iar apoi camera ne filmează pe amândouă când spunem povestea. Dar, înainte să începem, aici sunt câteva clipuri cu Ali nevrând să fie filmată, nu știu de ce, dar nu a vrut ca acestea să fie puse pe YouTube și tocmai de aia le-am pus pe YouTube. Dar o să vedeți, Ali pentru prima filmare va fi în general un cap de pisică, nu am nicio explicație pentru asta, dar o puteți întreba pe ea dacă vreți să știți de ce a făcut asta. Ok, nu o să mai vorbesc, doar o să vă las să vă uitați. What? Nu mă mai frică în filmare. What did you say, Ali? Trebuie să te filmezi pe tine. Okay, yes, you. Hello. How are you doing? Okay.
Cine începe povestea? Tu. Și pe scurt, Ali va fi un cap de pisică. Sper că nu vă supără asta. Acum hai să începem povestea. Prima dintre ele. A fost odată o alună care avea grijă de plantele Anesiei. Aluna era mică și știa să facă multe lucruri. Dar la un moment dat, Aluna a fost din greșeală îngropată în pământ. Dar după și-a făcut loc și-a reușit să se extindă. Însă în pământ era o poțiune care a transformat un om. Și așa am devenit eu. Apoi Aluna a venit la petrecerea lui Anesia. Și s-a jucat, s-a distrat mult. Iar apoi a doua zi când s-a trezit, a văzut că Anesia nu se mai trezea. Iar apoi când Anesia s-a trezit, s-a culcat înapoi. Iar apoi s-a transformat în cap de pisică cu ureche de om și cu ochi de om în spatele capului de pisică. Cum se simte să ai cap de pisică? Mai, povestea. Și atunci era extrem de bucuroasă că s-a transformat în pisică. Iar după a băut o poțiune care a transformat înapoi în om. Iar apoi a aruncat o pernă spre Anesia. Iar Anesia a dat-o la față. Iar apoi Aluna a acceptat să fie filmată cu o pernă în brațe și să fie pusă pe YouTube. Iar apoi Anesia va șterge filmarea. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba. Și apoi Aluna va fi surprinsă când va afla că Anesia de fapt n-a șters filmarea și o va găsi pe YouTube. Iar după aceea Aluna a fost foarte obosită, așa că a murit. Ce? După a reînviat și a tras o pernă lui Anesia. Iar după aceea dădea cu picioarele pe perna mea, pe care a fost foarte scumpă. 30 de lei a fost. Iar după aia Anitea Alună, mă! Așa te cheamă, nu înțelegi? Iar apoi Aluna și-a dat seama că a fost o bună alegere. Iar apoi Aluna s-a decis să se bage înapoi în pământ. Iar după a reieșit. Doar că din păcate Aluna se transformase în cartof. Și a fost extrasă de Cartolofeu. Cine este Cartolofeu? Vă explică alegerea. Este un elicopter numit așa, din cartofemia. Iar apoi Aluna a devenit calof. A trăit fericită până a venit păcerea. Okay. Până Anesia. No! Ok, este rândul meu să fiu filmată și cu o nouă poveste, deci, da, hai să trecem în asta. Da. Ca niciodată. O fantomă pe nume Mutei. Acea fantomă n-a vrut să fie fantomă și s-a transformat în om. Iar după a început să-i placă Mudeiul. Mudeiul. Și de aia a fost numită fantoma Mudei. Apoi Mudeiul a mâncat. Apoi s-a transformat și ea în Mudei. Apoi a fost turnată în pământ. Și-au crescut copăcei de Mudeiul. Iar apoi Mudeiul a plecat în spațiu. Și-a fost luată de Mudeiana. Mudeiana era Dumnezeul Mudeiului. I s-a dăruit un telefon telefonatic. Lui Mudei nu i-a plăcut telefonul, din cauza că era făcut din altceva în afară de Mudei. S-a aflat în țara ei un cartof. Iar cartoful a decis să nu fie existent. Și după i s-a oferit o pernă în formă de picior împuțit.
Doar că Mudei nu i-a plăcut perna pentru că mirosea picioare împuțite, nu la Mudei. Dar după regele Mudeiului, hai cu Dumnezeul Mudeiului, a spus și l-a condamnat. Nu și-a condamnat de fapt pe fantoma Mudei. Ce? La moarte? Da. Mudeiul însă a fugit din spațiu și a revenit pe pământ. Unde s-a transformat din nou în Mudei? Parcă, din păcate, pământul era era cucerit de calof. După, s-a decis să se bage în pământ. După a ieșit afară. S-a trăit fericită până la adânci bătrâneți, singură. Cu calof. Ok, este timpul să fim ambele filmate, nu numai eu și nu numai Ali, dar vreau doar să spun în primul rând că lucrurile de fiind puțin ciudate pe la sfârșitul poveștii și că calitatea acestui video nu este atât de bun pentru că camera de la telefonul meu, cea din față, nu e atât de bună și videoul este mărit uneori și de aceea calitatea nu este atât de bună și îmi pare rău pentru asta, dar da, hai să începem. Deci, a fost odată, ca niciodată, o pisică. Care era cea mai rea pisică ever pe care ați văzut-o odată. Și s-a dus la stăpânie și i-a zgâria pe fața lor. Iar apoi zgârietura s-a infectat. Și a devenit zombi. Așa că zombii au început să cucerească orașul. Și toată lumea era transformat în zombi, în afară de Miana. Miana era singura care a rezistat pentru că adora pisici. Într-o zi s-a dus la un magazin și și-a pus fața pe fața unei pisici și a pupat-o în poartă. A pupat pisica. Și a văzut doar inimi în fața ochilor. Ca și Nesia. Și după ce a văzut inimi în fața ochilor, a leșinat. Iar apoi s-a trezit în lumea pisicilor. Credea că e un vis. Dar nu era. După 2 ore de stat în țara pisicilor, s-a obișnuit cu pisici. Și a vrut și ea să devină pisică, dacă nu putea. S-a dus într-un pat de pisici și a visat că s-a sinucis. Se transforma în pisică. Dar apoi s-a trezit. Și era și ea un zombi. Da, și după aia a căzut pe pământ din amor. Și a murit. Și pisicile au mâncat-o. Ca și pe Anesia. Apoi sufletul ei a început să bântuie pisicile care au mâncat-o. Și atunci aia se răzbune numai pe pisici. Și atunci a devenit un dog lover. Parcă facem o poveste nemuritoare. Și sufletul ei de atunci a vrut să fie și o pârlă. Păi după aia până la urmă s-a transformat în pisică. Acum au să mă mănânce o pârlele. Și atunci drama vieții ei a început a doua oară. Și atunci nimeni nu a mai auzit de ea. Sfârșit. Bum. Povestea a fost măritoare. Așa. Deci, vă zic sincer. Ai făcut înainte. De pe bune, nu sună ca și o cioară moarte înăuntrul ei? Nu. Ba da, sună. Ba da. I am a meat.
Aluna e o ființă specială. Știu. Bă, uite ce am făcut cu coborul. E fain coborul. Nu puteți vedea coborul. E fain coborul. Aluna este călduroasă. Doamne, ce mai călduroasă? Vrea să trăiască în țările de sud-vest a Europei. Acolo e cald. Nu? Nu știu ce că fie. Și și-a dat în fundul acum. Mi-arăt mâna acum. Oh my gosh. Am o întrebare pentru tine și pentru Fale. Îmi spune Ali. O dată pentru totdeauna. Ce înseamnă cuvântul fras? Păi, în primul rând, fras, eu cum nu prea înjur. Înjură la școală, înjură. Bătați? Au, bă, mi-ai dat în... Așa ți-a trebuit. Așa, deci, frasul este egal cu ăla de jos, doar că gen în varianta mai potrivită. Adică neînjurătoare. Aluna, cum te cheamă? Nu mi-e seama. Cum te strig? Mama ligă. Deci, da, îmi pare rău pentru toate timpanele care au fost distruse de acele sunete a videoului foarte, foarte rapid. Dar, da, îmi pare rău pentru asta. După am decis să facem un alt joc într-un fel, în care pui o foaie pe spatele unei persoane și încerci să desenezi pe ea, iar cealaltă persoană trebuie să deseneze ce ai desenat tu pe spatele ei, pe perete, doar că a ieșit un total dezastru, deci da. Tot așa, bravo! Bun, hai! Stai, mă, că asta nu merge! Hai, dați-o! Ok. Deci eu am făcut asta. Trebuia
să fie aleluia, aleluia. Iar Ali a făcut asta. Trebuia să fie aleluia. A, da, vrei acum să vezi? Pe scurt rândul meu. Gata. Deci am scris: Ane este foarte dus când sunt doar eu cu ea. Iar eu am făcut minunăția cea. Frumos, ce vorbești. Multe vorbesc. Hangard. Da, asta a fost tot pentru acest videoclip. Chiar sper că v-a plăcut. A durat foarte mult să-l editez, mai ales prima parte. Dar... Da, sper că v-a plăcut acest video. Îmi pare rău că ne-am postat de mult timp. Dacă vreți să vedeți de ce, uitați-vă la postarea mea în scris de pe YouTube, că am postat ceva, un scris, să-l citiți acolo, să vedeți de ce nu am postat atât de mult acum. Dar vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Iar eu vă voi vedea data viitoare cu un alt video de pe canalul meu de YouTube. Sunt Pisa Nesia, pa!